te apucă nostalgia, că la vârsta mea, când vii pe stadionul ăsta, unde ai văzut pe Universitatea Cluj, pe Șoimi Sibiu, pe Arsenal, HTV, înainte de război. Un pic de revoltă când vezi că nu vin simieni la meci. Eu vin a patra oară de la București. Și stadionul este trei sferturi bun, așa ceva nu se poate. Și asta însemna și susținere morală, susținere morală și susținere materială. Desigur că trebuie să fim alături de ei. Am dorit tot să revenim la vechea formulă cu Sibiu în prima ligă a țării și noi venim să-i sprijinim. Două bilete pe lună înseamnă două baghete de țigări. Nu se poate așa ceva. Un pic de patriotism local trebuie să avem. Nu să așteptăm mereu de la diverse personalități financiare ca să doneze bani pentru fotbal. Nu mi se pare corect. Sigur că Sibiu, la abundența de populație care o are, merită să aibă o echipă în prima ligă și eu spun că, așa cum Sibiu are un teatru excelent, Teatrul Național Augustan, ca un festival de teatru excelent, un festival de jazz internațional excelent, merităm și noi o prezență în prima ligă a țării. Cu un public foarte numeros, este după mine un revoltător.